Peste 25 km ai drumului național R16, bălți fălești sculeni vor fi reconstruiți către sfârșitul lunii iulie 2021. Traseul face parte dintr-un proiect de reabilitare a drumului R16 ce traversează nordul Republicii Moldova. Lucrările de reabilitare sunt divizate în două loturi și înregistrează un progres de execuție de peste 98% pe primul lot și circa 82% pe al doilea lot. În prezent, antreprenorul execute lucrări de instalare a panourilor informative și a indicatoarelor rutiere, amenajare a intersecțiilor și acceselor la proprietăți, cât și montarea pavilioanilor pentru pasageri pe primul sector de drum cu o lungime de peste 25 de kilometri, care urmează urmează să fie finalizat integral către sfârșitul lunii iulie curent, indică administrația de stat a drumurilor. Pe cel de-al doilea sector de drum se efectuează lucrări de așternere a stratului de asfalt și stratului riciclat, construcția terasamentelor și sistemilor de drenaj construcția trotuarelor și reabilitarea podurilor și podețelor. Antreprenorul urmează să finalizeze integral lucrările contractuale până la sfârșitul anului 2021. Lucrările de reabilitare a celor două loturi cu o lungime totală de circa 55 km au o valoare de peste 50 de milioane de euro, bani alocați din împrumutul oferit Guvernului Republicii Moldova de către Banca Europeană pentru Investiții.